Cu banii de pe acest smartwatch aș putea să-mi iau 33 de astfel de smartwatch-uri. Ce face acesta în plus de costă de 33 de ori mai mult? N-aș putea să mă descurc și cu unul care costă mai puțin decât o masă la restaurant? Hai să vedem! Acesta este un Garmin Tactix Delta Solar, al cărui preț de listă este undeva pe la vreo 5.000 de lei. Iar acesta este un Go for Fit și are numai puțin de 1158 de review-uri la momentul la care filmăm noi acest review pe cel mai popular magazin online. Și toate aceste review-uri, majoritatea dintre ele sunt pozitive. Hai să vedem ce poți face cu un smartwatch de 150 de lei, 180 de lei în cazul de față, pe care nu ne-a plătit absolut nimeni să-i facem review. În afară de gadgetboutique.ro, de unde poți să-ți iei tricourile astea mișto, mai sunt foarte puține apropo, dacă nu avem variante pe gri și multe alte chestii, cum ar fi cablul ăla USB-C la USB-C pe care îl ține aici frumos în sertar, ca să pot să copiez în principal fotografiile pe care le-am făcut cu telefoanele mobile, pe laptop. Pentru că este un USB 4.0 și știe să copieze la viteze foarte mari. Așadar, nu l-am ales pentru că este cel mai ieftin, că poți să-ți iei probabil smartwatch-uri și la o pungă de pufuleți dacă îți bați un pic capul, ci pentru că a fost votat de utilizator ca fiind cel mai bun raport preț-performanță. Dar oare este suficient? Și dacă da, e suficient pentru mine sau pentru tine? În cutie nu o să găsești mare lucru. O să găsești smartwatch-ul, o să găsești un cablu de încărcare, cum este cel de aici, care este un USB normal, care vine pe spatele ceasului și se atașează așa. Construcția ceasului nu este revoluționară, nu o să spună că are super materiale pe el, titan, safir și lucruri de genul ăsta. Este policarbonat toată ziua, chiar și pe partea din față. Eu cred că e sticlă. Vine cu o curea simplă de silicon, care se strânge destul de bine pe mână, și îl face să arate destul de bine. Toți cei pe care i-am întrebat, atât în redacție cât și în afara redacției, mi-au spus că ceasul ăsta valorează undeva în 5, 6, 800 de lei. L-au tratat ca pe un smartwatch de la un brand recunoscut. E micuț, e elegant, are un ecran destul de bun, cam asta este luminozitatea lui maximă, și după cum ai văzut, are și touchscreen. Cureaua e destul de rezistentă și îmi place că este din silicon pentru că se va mula foarte bine pe orice mână. Poți să o detașezi foarte ușor și poți să o schimbi cu ce vrei tu. E o curea standard de 22 de mm cu telescoape, care cel puțin cu această curea pot fi detașate foarte rapid. Gata. Pe partea din spate avem o zonă așa un pic striată, care la un moment dat m-am întrebat la ce folosește. Și e foarte bine gândită în zona, în partea asta de aici, în partea dreaptă, pentru că atunci când o să folosești ceasul, o să stea cu precădere lipit de partea asta, de zona asta a mâinii, acolo unde este zona aia striată. E gândită ca să-ți poată să respire puțin mâna. Aici vei avea cumva un spațiu un pic mai mare, iar aici va sta mai lipit. Mi se pare foarte tare pentru un ceas de 150 de lei. Pe partea din spate are acești doi senzori, dintre care unul este desigur pulsul și celălalt nu mi-am dat seama pentru ce e mai exact. Smartwatch, Fashion, Sports, Health, Heart Rate. Heart Rate sensor. Și atât. Nu scrie IP67 pe el, pe nicăieri, deși în specificații se spune că ar avea chestia asta pentru că are funcție de not. Modelul se numește GF03 și avem un ecran TFT color cu touchscreen de 1,28 de inch cu 320 pe 240 de pixeli. Activități, mers, alergare, ciclism, drumeție, not și basket. Baterie 220 de mAh cu 7 zile autonomie. El este încărcat de aproximativ o săptămână și ceva. L-am folosit aproximativ 5 zile și mai are suficient juice în el încât să mai țină probabil aproape o săptămână dacă îl mai dai jos din când în când. Bluetooth 5.0, compatibil cu Android de la 5 în sus și iOS de la 9 în sus, monitorizare pași, tensiune, SPO2 și bătăile inimii. Cam atât. Nu? Cam asta face un smartwatch. Și bineînțeles, foarte multe notificări pentru că îți permite să le primești pe toate. Și hai să vedem și aplicația. Aplicația se numește DAFIT. Am instalat-o și s-a conectat foarte repede cu ceasul și rezultatele sunt cam așa. 6. 6970 de pași, 238 de kilocalorii, 2,8 mile. Și acum o să deschidem aplicația de la Garmin, pentru că spun că le-am avut în același timp pe mână. Pe 6 iunie Garmin îmi spune că am făcut 5746 de pași. Deci e o diferență undeva 6900 versus 5700. De vreo 15, 20% aproximativ. Mergem pe data de 7, să vedem ce s-a întâmplat acolo și la Garmin la fel pe 7. Garmin îmi spune 5699 de pași, 6 ore și 21 de minute, iar aici avem 7400 de pași. Există o diferență în plus pentru acest ceas și acum nu știu dacă trebuie să dau vina pe faptul că l-am ținut pe mâna dreaptă, care este un pic mai activă, scriu mai multe litere cu mâna dreaptă și, bineînțeles, mouse-ul îl mișc cu mâna dreaptă, dar mergem și mai departe, mergem pe data de 8, unde avem 7370 de pași pe DAFIT și pe data de 8, unde avem 6400 de pași. 7300 versus 6400, mai puțin de 900 de puncte de diferență, deja scade un pic mai mult. Și dacă mergem pe data de 9, 9766 de pași, 6900. That's weird. Probabil pentru că am făcut mâncare și mi-a numărat pașii de făcut mâncare, de tăiat diverse chestii, de învârtit solnița cu mâna și mi-a pus aici în aplicație, deși eu nu m-am deplasat. Deci minusul pe care îl văd aici este că ceasul nu prea ține cont de distanța pe care o parcurgi, pentru că nu are un GPS intern și automat o să-ți ia și mișcările mâinii ca fiind pași. La partea de somn trebuie să te duci separat, desigur, avem 5 ore 58 de minute, pe data de 6, 5 ore 22 de minute. Pe data de 7 avem 7 ore și aici pe data de 7 avem numai puțin de 6 ore 21. Se pare că intră mai repede în stand-by, dar nu cu foarte mult. Dacă ții cont că vreo jumătate de oră din toată perioada ta de somn trebuie să o scazi din matematica acestui ceas, s-ar putea să ajungi la exact la fix. Acum, la partea de SPO2, lucrurile sunt un pic diferite, pentru că nu o să ți le ia constant. La partea de heart rate, își face măsurători atunci când măsori tu. Ăsta este heart rate-ul meu la 5 iunie, pe 6 iunie și pe 6 iunie la 11.27, 11.24. A ținut minte heart rate-ul doar atunci când am făcut eu măsurătoare, pentru că nu știe să o ia constant, nu știe să o ia în fiecare minut, în fiecare oră sau chiar mai repede de atât. Iar lucrul ăsta poți să-l faci desigur de pe ceas. Mergi aici în zona de aici, ai inimioara, dai click pe ea, îmi place că are vibrație scurtă și acum îți face măsurătoarea, când ai intrat în aplicație. Deși în setările aplicației de pe telefon ar trebui să aibă opțiunea asta, măcar o dată la jumătate de oră. 90 cu 61. Partea de SPO2 de asemenea și o face doar în momentul în care îți faci tu măsurătoarea respectivă. E bine eventual să-ți faci la începutul antrenamentului și la finalul antrenamentului, dar nu este în stare să-ți facă măsurători de genul ăsta în timp ce faci tu antrenamentul. Deși dacă îi spui chestia asta, e posibil să o facă la anumite intervale. Uite, 97% normal SPO2. Așadar, câteva mici puncte în minus pentru acest smartwatch, pentru că nu știe să și le facă automat, dar sunt câteva opțiuni pe care le poți seta. Și asta poți să faci mai degrabă din aplicația lui. Continuous heart rate și aici îți face o analiză, pentru că el își ia heart rate-ul când vrea el. Își face niște măsurători, teoretic este dat la jumătate de oră. Asta era setarea pe care am făcut-o în aplicație. Aici ai câteva opțiuni interesante, aici ai partea de monitorizare, e destul de curat în schimb, iar ai partea de smartwatch aici, care mi-afișează 73% baterie, apropo, mi se pare genial să te țină atât de mult. Ai câteva fețe de ceas, ai notificări, și aici la Others era Continued Heart Rate Detection, să și-l facă la 30 de minute, nu și l-a făcut. Nu și l-a făcut, asta mi se pare curios, am setat de la început chestia asta. La partea de notificări din aplicații nu sunt toate disponibile, însă le ai pe cele mai populare. Telefon, mesaje, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, Line, WeChat și Others. Acest Others nu știu exact la ce se referă, pentru că n-am reușit să bag alte aplicații în discuția asta, cum ar fi, de exemplu, alarma de la casă. Aș vrea să prind o notificare pe ceas când se armezi și dezarmezi alarma, să am o confirmare și lucruri de genul ăsta. Poți să-ți faci editări la fețele de ceas și ai, bineînțeles, un face gallery de unde poți să-ți iei alte fețe de ceas care sunt frumos numerate așa, ca să nu cumva să te pierzi. Știi că ți-ai instalat fața 13557, dacă ți-a plăcut. Partea de sistem de operare, am înțeles că la interior se află cumva un Android, care este foarte, foarte simplu și foarte curat. Dovadă că și meniul de aici a putut fi reprodus destul de ușor de pe alte modele mult mai cunoscute. Ne avem SPO2, partea de heart rate, somn, pași, lucruri de genul ăsta. Ăsta este butonul de back. Ce mi s-a părut curios și interesant este că are un shutter pe care poți să-l folosești cu telefonul tău, de unde poți să faci poze. Funcționează, până la urmă funcționează. Dacă vrei să faci chestia asta, poți să o faci. Mai ai partea de vreme, bineînțeles informații de vreme pe care și le va lua foarte rapid de pe internet. Blood pressure, ia să vedem. Ăsta este un algoritm folosit de mulți producători, el nu are un senzor de presiune a sângelui. O să ai nevoie de așa ceva ca să poți să-ți iei presiunea, desigur, și să fie o măsurătoare validată și înregistrată. Dar poți să o faci cumva 129 cu 80. Nu m-aș încredere în valorile luate de acest smartwatch, pentru că e un algoritm care calculează în funcție de bătăile inimii și îți aruncă așa niște cifre. Presiunea nu este o chestie cu care să te joci, ia-o cu un aparat acreditat. Walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football și swimming. Sunt tare curios de partea de swimming, pentru că n-am citit undeva decât în specificațiile pe care cineva l-a copiat și le-a pus pe magazin online, unde să-mi scrie că am o rezistență la apă. Îmi place că te întreabă când închizi exercițiu și ar trebui să-și dea seama singur dacă merg sau nu merg. Jocuri, unde poți să te joci 2048. Pentru că de ce nu? Partea de notificări afișată foarte frumos în partea stângă, cu swipe așa de la stânga, iarăși health, informațiile despre health, weather, shutter-ul, player-ul, poate să-ți ruleze muzica de pe telefon și aici ai un exercițiu foarte frumos de respirație. Poți să-ți mai adaugi tu câteva widget-uri din aplicațiile lui, dar cam asta este. Nu sunt mari diferențe din punct de vedere interacțiune cu un astfel de smartwatch față de unul mult mai scump, nu arată foarte rău și părerea mea este că pentru 179 de lei în cazul de față, băi, merită toți banii. Așadar, ăsta este smartwatch-ul de 179 de lei, 149 de lei că l-am luat la reducere, pe care pot să-ți recomand dacă vrei un gimmick de genul ăsta, dar nu pot să am foarte mare încredere în cât de bine îți măsoară pașii, cât de bine îți măsoară bătăile inimii și în niciun caz cât de bine îți măsoară oxigenul din sânge și sub nicio formă măsurătoarea pe care ar trebui să o facă un gadget de genul ăsta. Un tensiometru adevărat, iar s-a lipit cheia asta aici. Are magnet. Dacă ți-a plăcut acest review, dai un like, dai un share, ca să-l vadă și prietenii tăi că poate sunt interesați de un astfel de gadget și noi ne vedem data viitoare. Sunt tare curios ce ai vrea să mai testez. Ce gadgeturi ai văzut că sunt foarte populare pe internet, ți-au plăcut și ești curios încă dacă merită să dai chiar acei 100 și ceva, 200-300 de lei, știind că nu este un produs extrem de calitativ și că poate nu este de la un brand de renume, dar poate este lucru de care ai nevoie și nu vrei să investești atât de mulți bani pe un smartwatch care, într-adevăr, o să fie super rezistent. Da, diferențele sunt majore. Și calibru, și calitate, și senzor mai ales, pentru că senzorii de pe acest smartwatch sunt mult mai buni. Rezistența în timp, aplicația, multitudinea notificări pe care le poate primi și faptul că poți să abuzezi de el la nesfârșit, în orice fel de condiții, și să știi că l-ai acolo și că rezistă. Și că se mai încarcă și de la soare. Sunt multe mari diferențe între ele, însă nu toată lumea e dispusă să plătească atât de mult pentru un astfel de smartwatch, de aceea există și modele de genul ăsta. Cam atât. Eu sunt Radu Neagu, dacă ți-a plăcut acest review, dă un like, dă un share ca să-l vadă și prietenii tăi și noi ne vedem data viitoare. Numai bine! Funcționează! Până la urmă funcționează!